Vreau să vă întreb, și aici era nedumerirea practică a tuturor, dacă există deja niște investigații la care lucrați pe acest subiect și care vizează Republica Moldova. Am avut câteva investigații care au vizat diverse activități din Republica Moldova sau diversi cetățeni ai Republicii Moldova, dar acele dosare au vizat mai mult infracțiuni de contrabandă. Am avut chiar cooperare foarte bună cu colegii procurori, pentru că o mare parte a competenței noastre este într-adevăr frauda cu fonduri europene, dar avem și frauda cu TVA, avem în competența noastră și infracțiuni vamale sau de contrabandă, sau infracțiuni de corupție și spălarea banilor, dacă este în legătură cu competența principală. Și în cadrul acestei competențe am avut câteva dosare în care am colaborat cu colegii din Republica Moldova. Strict infracțiuni care vizează fraude cu fonduri europene, până în acest moment nu am avut, și în care să fie implicați cetățeni din Republica Moldova sau firme din Republica Moldova, ori activități comise în Moldova. Dar astea pe care ați colaborat, la ce exact se refereau? Era o contrabandă cu tutun, din ce îmi amintesc, și ceva infracțiuni vamale, fapte comise în zona de frontieră, depistate în România, iar în cursul investigațiilor s-a constatat că există anumite legături cu Republica Moldova. Colegii din România au contactat autoritățile moldovene și dosarul, cred că unul din el a și fost finalizat, celelalte cred că sunt încă în lucru. Am văzut că în cadrul vizitei dumneavoastră ați avut întâlniri cu prim-ministrul Republicii Moldova, cu ministra Justiției și cu președinta Republicii, întâlniri la nivel politic, dar nu și cu reprezentanții ai procuraturii. Cu cine exact din Republica Moldova veți lucra la investigarea acestor cazuri? În vizita mea în Republica Moldova am fost invitată să particip și la platforma anticorupție. Acolo au fost prezenți reprezentanți ai poliției și ai procuraturii. Urmează să mă întâlnesc și cu colegii de la procuratură, voi face o vizită la sediul lor și cumva noi avem, aș putea să spun, un contact permanent. Am semnat în urmă cu o scurtă perioadă de timp un acord de cooperare cu ei și cu CNA și suntem în contact permanent, cu siguranță ne vizităm. Aceste vizite la nivel politic au fost cumva determinate și de faptul că în acest moment, odată cu începerea negocierilor pentru aderarea la Uniunea Europeană, probabil și legislația moldovenească trebuie schimbată. A fost una dintre idei care a fost discutată și în trecut, ca Moldova să implementeze directiva care definește infracțiunile care aduc atingere intereselor financiare a Uniunii Europene. Acesta a fost principalul subiect, dar am participat și la o ședință a Platformei Anticorupție, unde au fost prezenți și procurori, și poliții, și reprezentanți ai diferitelor instituții care sunt implicate. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, Cutia Neagră cu Mariana Rață. Fiți acolo, urmăriți-ne ca să aflați primii despre cine sunt cei mai mari corupți din Republica Moldova și ca să urmăriți cele mai interesante investigații și emisiuni.